Acest proiect are o istorie destul de, să zic așa, lungă, în sensul că ne așteptam să fim în fața dumneavoastră nu acum, ci acum 2 ani. S-a născut greu, este foarte adevărat, dar Dumnezeu așa a vrut ca în acest moment să și putem să-l aranjăm așa cum ne-l dorim. Centrul de afaceri va cuprinde atât zone destinate birourilor, cât și spații cu un caracter social-cultural. Complexul prevede și o parcare generoasă, iar materialele folosite pentru construcție sunt de calitate superioară. Vor fi folosite materiale de ultimă generație. Tâmplăria va fi de calitate germană. Sticla, de exemplu, va fi cu protecție solară deosebită. Tot complexul va fi climatizat, va fi ventilat. Investiția se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei. Jumătate din valoarea totală provine din fonduri europene, urmând ca primăria Năvodari să acopere diferența de costuri. Este foarte important, Năvodariul nu a avut un astfel de centru, dar și pentru acest motiv el este important să aducem cât mai mulți oameni de afaceri cu firme cât mai puternice, nu din Năvodari și Constanța, ci chiar din România. Oameni care vor să dezvolte ceva la Năvodari și au nevoie de spații pentru Administrația locală dorește ca prin acest centru să atragă oameni de afaceri din Năvodari, dar și din afara localității. Cred că este una necesară pentru toată Dobrogea în general și pentru toată țara. Într-adevăr, că în momentul în care s-a deschis pe 4.1, cel puțin în zona asta de sud-est, s-a deschis linia de finanțare, nu s-au depus foarte multe proiecte. Năvodariul a depus proiect pentru că are foarte multe motive să depună proiecte de tipul ăsta. Adică este un port important aici sau sunt multe porturi importante în zonă, există firme importante care lucrează sau interacționează cu Năvodariu, există firme care au avut cereri, au fost solicitat la primărie să se facă un astfel de edificiu. Adică să se creeze un centru de afaceri, un incubator de afaceri în care să interacționeze mult mai ușor, să poată fi găsiți mult mai ușor, iar ideile de afaceri să se lege mult mai bine. Asta a fost motivația pentru care s-a pus în practică ideea de proiect. Termenul de finalizare a proiectului este la mijlocul anului 2015.